Salut, oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit la un nou videoclip special în care vom face un mare tier list în Dead by Daylight și este vorba despre un tier list la cele mai bune mori-uri din joc pe killer și ne vom uita la fiecare mori de la fiecare killer, vom analiza și îl vom pune fix aici, în tier list. Deci acesta nu este un tier list pentru killer, este un tier list pentru este un tier list pentru moriuri. Deci, da, știți ce aveți de făcut? Băgați și voi acolo un mare și gras like și abonați-vă, bineînțeles, apăsând pe clopoțel ca să primiți notificări, că altfel nu primiți. Bun, hai să începem. Probabil și aici este fiecare killer la rând. Deci, da, hai să ne uităm la primul Mori. Nu o să dau pe sonor. O să ne uităm pe muțiștii, ca să zic așa. Ok, deci ăsta este Moriul de la Trapper. Îi face puțin masaj pe spate. Trapper este un killer OG în jocul ăsta, dar Moriul lui nu e ceva wow. O să-l pun în D doar pentru că e vechi și na, trebuie apreciat, știi, cât de cât acolo, pentru că a fost primul killer din joc și pui mei, nu se gândeau developerii că va ajunge jocul atât de mare și nu aveau nici buget. Deci primii killer s-ar putea să nu aibă așa o animație extraordinară de mori. Bun, deci l-am pus pe Trapper, Mr. Trapper la tier-ul D. Trecem la Wraith acum. Trebuia sincer să-l pun pe F, dar așa, din nostalgie, am zis, fuck it, merge. Bun, care mai e? Cu ocazia asta ne uităm și la fiecare mori. Așa, acesta este de la Wraith. Tot așa, un masaj pe spate, nimic wow. Haideți să vedem și animația din perspectiva survivorului. Mă, sincer, mie îmi place mai mult animația asta de la Wraith decât cea a Trapper-ului. Ok, deja trecem la Hillbilly. Nu pot să zic că e o animație extraordinară, un Mori insane, dar îl pun în fața Trapper-ului. By the way, vom încerca, chiar dacă sunt în același tier, killerii, vom încerca să îi departajăm și în fiecare tier. Deci, respectiv, avem D. Dacă îi vedeți în ordinea asta, păi în ordinea asta cred și eu că sunt bun, nu sunt acolo la grămadă. Bun, trecem pe Hillbilly acum. Să ne uităm așa în full screen, oameni buni. Sincer, din perspectiva killerului arată extraordinar de nașpa. Dar hai să vedem din perspectiva asta. Bă, nu știu ce să zic. Mi se pare, nu știu, o să fie controversat clipul ăsta puțin, dar după părerea mea, Billy, deja avem prima fază, este sub Wraith și sub Trapper, după părerea mea. Deci nu mă dă pe spate Moriu, chiar nu-mi place Moriu de la Hillbilly. Ok, trecem la Nurse. Hai să vedem cum e Nurse. E, deja e un pic mai complicat animația asta. Sincer, și Nurse-ul este un killer vechi în Dead by Daylight. Dar trebuie să apreciem animația pentru că uite ce mișto e. Sincer, e unul din preferatele mele. Adică are legătură și cu povestea ei și faptul că poartă sacul ăla pe cap. Ok, deja am intrat în era lui Myers. Bun.
Sincer, da, o să-i dăm B. O să-i dăm B nursului, un mori bun, zic eu. Îmi place. Bun, trecem la Myers. Myers, hai să ne uităm încă o dată la Myers. Să luăm de la capăt, tot așa din... Am văzut că la începutul jocului îi începe animația de undeva din spate. Ok. Și apoi o aruncă. The disrespect, frate, e real. Uite și din perspectiva Survivorului, mă, sincer, nu e extraordinar, chiar dacă Myers e un killer iconic, să zic așa. Oricum, mi se pare peste cei trei până acum, dar o să-l punem pe Myers la C. Pentru că, na, e un pic peste cei trei, dar nu cu foarte mult. Ei, acum urmează ceva epic. Primul Mori mișto din joc, foarte, foarte brutal. O să aveți și muzică de fundal, probabil. Bine, nu asta e relevant, nu sunetul, că nu ne bazăm pe sunet. Așa, bun. Din perspectiva killerului și din perspectiva survivorului, cred că este la fel. Wait, vreau să mai văd o dată asta. Așa, deci perspectiva killerului s-ar putea să fie... Da, cred că sunt la fel. Cred că sunt la fel. Oricum, destul de brutală și interesantă animația. Mi-aduc aminte că am fost cu toții foarte impresionați de The Hague când a apărut. Da, papa bun. Și acum a dat și ea un ficățel. Și gata. Asta a fost Moriu. După părerea mea, lejer. Lejer în S-tier. E exact ce trebuie. Interesantă animație, brutală. N-ai ce să ceri mai mult. Și plus că a apărut și înainte, ceea ce mi se pare epic. Ok, bun. E important pentru că aproape fiecare killer are Moriu, aproape am zis, în legătură cu lore-ul sau cu povestea sa, ceea ce e de apreciat. Ok, trecem la doctor. Hai să vedem, doctorul se pregătește să-ți facă șocul și... Da, interesant, interesant. Îmi plac perspectivele astea diferite pe killer, trebuie să apreciăm. Bine, la The Hague a fost o excepție. Foarte, foarte mișto și Moriu doctorului. Foarte mișto, să știi. Chiar tare. Are legătură cu povestea. Oh my god, cum s-a oprit videoclipul. Am pus pauză ciudat. Nu o să-l pun la S tier. O să-l pun, cred că, aici. La B, în fața nursului. Poate ne mai uităm la final. Ne mai uităm la final dacă ni se pare ceva aiurea. Ok. Cine urmează acum? Avem Huntress. Ok. Destul de decent. Ok. Brutal. Cum ne place nouă și atât. Altceva? Ok. Mă, sincer, e doar brutalitatea de atâta. Adică, nu mă dă pe spate, sincer. Este undeva la mijloc. Mai slab decât Myers, sincer. Nu, peste Myers, peste Myers, că îmi place mai mult violența aia. Asta sună ciudat. FBI, please. Este doar, să băgăm așa un disclaimer, este doar un conținut legat de joc, da. Am zis la mișto, vă dați seama. Bun, să continuăm. Cine urmează după Huntress? Urmează Bubba. Foarte asemănător că, na, Leatherface și Billy sunt amândoi cu drujbă. Așa. Bun, am văzut perspectiva killerului. Îi dă o bastârgă pe cărcă. Sau mai degrabă înceafalată. Trece cu drujba prin el și...
Piesa de rezistență, finalul, că e foarte fericit. Buba, mă, nu e rău. Nu e rău deloc, să știi. Cred că o să-l pun pe Buba aici, pe B. Nu mi se pare rău. Acum Billy e cel mai slab. Oh, shit. Hai să vedem. Freddy Krueger. Freddy Krueger cu ghearele lui, cu de foarfecă. Damn. Ok. Și atât? E scurt. E cam scurt. Și aceeași perspectivă și pe Survivor și pe Killer. Cam lame, cam lame. Sincer, cam lame. E prea lame. Nu-mi place. Mult prea lame. Mă... Nici nu știu ce să zic. O să-l pun aici. Nu mă așteptam să-l pun chiar așa de jos, dar... Este în fața... 3 killer până acum și ăia sunt la începutul jocului, deci e cam trist. Bun, încă ceva planao. Apreciez și perspectivele diferite. Așa, bun. Wait, asta a fost tot? Ia, perspectiva Survivor. Îi dă o chestie să ferește Survivorul și atât? Wow, lame, e lame. Mi se pare lame. Foarte lame, mai lame decât Freddy. Mai lame și decât... Ia să mai urmărim o dată. Nu, 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 vreau aici, la The Pig. The Pig... Deci să ferește Survivor, nu, bla bla bla. Da, ok, o să punem sub Freddy, dar tot, cred că așa vor rămâne și ceilalți, cei trei original killeri. Bun, clownul acum, The Clown. Ok, ok, bun, putem să apreciem chestia asta și... Aveți grijă. Bă, e top. E top, sincer. E top Moriu. Ia cum se schimbă din perspectiva asta. E diferit măcar? Vreau să văd. Aha, da. Puțin diferit. Nu-i rău, nu-i rău. Așa, cum vede Survivor-ul. Și... Aoleu. Ia tăia de știu. Yummy. Da, e un Mori cool, sincer. E chiar un Mori cool. Cel al clownului. Nu e extraordinar de wow, dar... E... Este în A, momentan, că prea nu avem pe nimeni în A. E na, ceea ce e destul de sus până acum. Așa, avem The Spirit, Katana, oh, damn bro, și mai și țipă la el, dar bine, voi nu puteți să auziți. Așa, aceeași perspectivă și pe Survivor, dar sincer chiar nu contează, pentru că, mă, are legătură cu puterea ei, știi, toți au aproape. Și am ajuns deja la Legion. Mă, sincer, îmi place destul de mult spiritul. Este... Stau să mă gândesc între A și B. Gen... Între A și B. Oare care este? Chiar nu știu. Mă... E brutal, e interesant, că na, ești killer, te interesează să fii cât mai hardcore. Și cred că o să o pun în A. Este sub clown pentru că, na, știi și voi de ce. Dar, na, interesant Mori, fine Mori. Urmează Legion-ul. Legion-ul, unul dintre cei mai slabi killeri, apreciez că e un pic mai greu pentru el, că fiind om aproape normal, se chinuie puțin cu Survivor-ul. La The Pig am mai observat asta, Survivor se ferește,
Fii atent, deci mai ne uităm o dată. Deci pornește cu cuțita, cu cuțitul, cuțita. Așa, îl trage la el, un fel de get over here și boom. Bam. Face puțin haos în mațele lui. Mă, nu știu, e interesant Moriu. Adică îmi place că e unul dintre puține Moriuri în care survivorii pare ca o șansă, știi? Le dă și lor o șansă. Dar, na. Nu, e un Mori interesant. Nu e extraordinar de wow, dar este cam pe aici. N-aș exagera așa de mult. Deși ideea în sine e interesantă. Deci o să-l pun aici, pe primul loc, doar pentru idee. Nu e cel mai brutal Mori, dar doar pentru idee. Ok, urmează ceva, cred că super scârbos acum cu The Plague, nu? Îi dă una. What? Asta a fost tot? Oh, wow. Super scârbos. Dar e epic, dacă stai să te gândești. Bun, îi dă o bastârcă prima dată. Așa. Se uită la ea și total disrespect. Bă, având în vedere că i-am dat clownului atât de mult, l-am pus așa sus, sincer, merită și ea să fie aici. Chiar merită, chiar merită să fie sus. E un Mori fain, n-ai ce zice. Zici că e preot la sfințe, știi, cu aparam. Oh, drăguțul de Ghostface. Ce fain, ce fain. Vreau să văd, vreau să văd încă o dată. Deci, știți probabil filmele cu Scream și Ghostface. Și zâmbește. Mi se pare prea tare, mă jur. Este aceeași perspectivă, dacă nu mă înșel, și pentru Survivor și pentru Killer, da? Ok. Nu contează, fiind atât de șmecheră. Clar. E și funny, are și hazul ăla. Chiar dacă e un kill, na. Mă, sincer, îmi place. Îmi place mult, îmi place. E ce trebuie, sincer. E ce trebuie. Amuzamentul ăla din kill când îi face poză, selfie, așa, mă face să-l duc sus. Până acum e pe primul loc. Gen, ok. Probabil vă așteptați la asta, că și voi ziceați că e în top 3 lejer Ghostface. Bun. Cine urmează? Cred că Demogorgon, nu, dacă e în ordine. Da, în ordinea lansării. Și mă, trebuie să mă mai uit o dată. What the fuck? Acum am observat prima dată că gen arată fața diferit. Da, bine. Oh my god. Jesus Christ. Vă dați seama? Bine, nu cred că au voie să facă decapitări, dacă mă întreb pe mine. Vreau să mai văd. E ca în serial. Ca în Stranger Things. Ok, hai să ne mai uităm. Destul de brutal. Așa, ce îi face după? O scuipă. Da, e un pic brutal, dar și ăștia sunt brutali, deci undeva la B. La B. La B, da. Că na. Aveau sursa de inspirație deja din serial și na. Cred că urmează Oni și Oni. Stai, nu mai vreau să văd încă o dată Demogorgonul. Oni, deci îi dă cu katana. Face cu puterea sângele și pum. Și lovitura de final? Mamă, deci ai de toate, ai de toate. Cred că sunt la fel animațiile totuși. Bun. O lovește odată. Holy shit, acum am observat. Îi ia, ce ia? Îi ia, oh my god, îi ia limba. What? Ok, ok, trebuie să ne mai uităm încă o dată. Da, bă. Oh my god. I-a luat și limba. Și după aia îi dă și cu asta. Total. Total damage. Mamă.
Bro, destul de epic, destul de epic. Sincer, un S tier, pentru că v-am zis, la final o să ne mai uităm dacă am făcut eu așa ceva greșeluțe mici pe aici pe acolo, dar momentan o să-l pun sub The Hague sau peste The Hague. Peste The Hague momentan, pentru că are și asta pentru The Hague, violența de la The Hague, și mai are și chestia de la final când dă cu ciomagul. Deci da, destul de epic. Hai să vedem și la Death Slinger acum cum arată. Bun, trage așa odată. Boom. Holy shit. E la fel. Mamă, în ultima vreme cred că sunt la fel moriurile, nu? Sau, mă rog, să vedem următorii killer cum sunt. Așa, da, nu prea mă dă pe spate. Are o singură fază mai badass când o ia așa, știi, cu harponul în sus. Dar în afară de asta, un pic brutal la final. Mă, sincer, o să-i dau tot un B, că are fazele șmechere. Sau un C. Hai, un C. Da, nu e destul de wow. Lăsăm C momentan. Așa, bun. Perfect, și după aia îl trage. Da. Bun, Pyramid Head. Iarăși un Mori șmecher, după părerea mea. Tutum, și s-a dus. Nu e extraordinar de wow, dar are partea lui epică, gen când îl prinde în cușca asta așa. Nu știu ce e, a filmat asta foarte întunecat. Yep. Și mai are și chestia asta când poate se omoare, dar asta e o chestie lame. Și se vede la fel. Da, de mijloc, un killer de mijloc, sincer. Nici prea prea, nici foarte, foarte. Cam pe aici. Da, cam pe aici, așa, pe la B. Ok, Blight urmează acum. Wow, ok, Blight. Jesus. Am și uitat Moriu de la The Blight. What the fuck? Îl injectează. Îi crește dita mai coșul. Și după aia se ocupă fratele Blight să-i stoarcă coșul. Mă, nu e rău. Nu e rău deloc. Cred că o să-l pun undeva pe aici, pe la B. Cam așa. Eu ești puțin scârbos, dar na. E ok. Chiar e ok. Așa, ce mai e? Gemini? Oh my god. Lucrează în echipă măcar. Ia stai. Mă, am în 1080. Să vede prea ciudat. Vreau să mai văd la The Twins. Vreau să mai văd. Așa, deci Charlotte ce face? Îi dă două bastârci pe cârcă. Așa. Îi îndreaptă coloana și pe aia îl trimite pe Victor să pape din ea. Nu mă dă pe spate. Ce mai e? Din perspectiva Survivor-ului. What? Wait. De ce are mai multe? Nu înțeleg. Asta e perspectiva killerului, să înțeleg? Așa, îl trimite pe ăsta. Stai să văd dacă seamănă. Nu cred că am dat niciodată Mori pe The Twins. Nu. Perspectiva Survivorului asta. Sau? Wow.
Wait. Interesant. Mă, având în vedere că sunt chestii diferite, o să pun undeva pe aici, pe sus, pe la C. Nu e ceva wow, dar e ok, este peste ceva killeri. Plus că eu nici nu prea mă joc, deci un mic disclaimer, nu mă joc, cred că am jucat 3 meciuri cu The Twins anul ăsta, deci nu sunt mare fan killerul ăla. Oh, Trickster. Ia, Trickster, bum bum bum. Foarte flex și sincer. Drăguț. Și așa, un pic de disrespect. Damn. Ok, trebuie să văd mai mult asta. Foarte arogant, foarte șmecher. Foarte smooth. Da, e tare. Și faza de la final, da. E tare. Merită un sincer, îmi place mai mult decât majoritatea de aici. Din A. Deci, primul din tierul A. Ce mai avem? Nemesis din Resident Evil. Ei cu tentaculul. Așa, Brutal Strength și... Oh, shit. Ca și cum ar călca o furnică. Mm-hmm. Foarte multe chestii. Destul de brutal. Un pic funny. El stoarce așa, what the fuck. Și cam atât. Ok, stai, spoiler. Are un killer de B. Că e destul de brutal. Dar nu-mi place mai mult decât Buba. Deci aici se va opri. Cam atât. Bun, Pinhead. Iarăși Moriu pe Pinhead. Mamă. Și asta e un... Mamă, e mișto rău. Și vine și cu chestia asta și pe aia alia în iad. Ok. Mai vreau să văd o dată... Clar, e top 3, dar nu știu dacă e pe primul loc Moriu ăsta. Voi ce părere aveți? Să-mi scrieți în comentarii. Nu, e un Mori super fain. Nu știu, îmi place mult. Cred că o să-l pun pe locul 2 și vom vedea dacă așa va rămâne top 3-ul, deși nu cred, s-ar putea să urmeze, mai sunt 3 killers, s-ar putea să urmeze ceva planau. Ok, The Artist, bă, e o leacă. Oh, damn, mamă, ce brutal e. Ok, sare pe el, îi dă o gheară, nu, de fapt, îl obligă să mânce niște ciori. Și după aia iese Dita mai cioara supremă din el și după aia papăciorile, bă. Cred că iubitorii de animale se vor bucura la Moriu ăsta. Da, destul de brutal, o să aleg aici, este tot de A, îmi place. Plus faza de la final, cred că e meritat. Și mai avem Sadako și killerul nou de dregi. Ia Sadako. Dar nu este din televizor? Oh my god. Oh my god. Bro, seamănă cu... După ce am dat pauză. Seamănă cu fazele din Stranger Things, dacă ați văzut. Sunt câteva killuri în sezonul nou, fix așa, cu oase contorsionate. Nu vă mai dau spoilere, dar cine s-a uitat știe despre ce e vorba. Ok. Vreau să mai văd o dată asta. What the hell? That's kinda lame, sincer. Asta e singura parte mișto, dar asta ok. Funny shit și atât. Ia, de curiozitate, să nu-mi influențeze prea rău părerea. Nu, e ok. Am crezut că face ceva wow. Mă, nu știu, nu prea m-a dat pe spate. E cam lame, sincer. E un pic peste Myers, dar peste Huntress nu.
quello femminile. Da, aici nu mi se pare wow. Și am ajuns și la ultimul killer, adică cel mai recent apărut, este vorba de The Dredge. Hai să vedem cum o drege de data asta, Mr. Dredge, abominația. Hey, și The Dredge? Wait. Dar vrem să... Oh, este în martie. Ok, hai să ne uităm la videoclipul ăsta atunci. Bun. Ca să ne facem ultima părere. Hai, bro. Of, ce întuneric e. Așa. Bun. Ia uite, brutalitate. Boom, the final. Care o grămadă de ghiare sau ceva și... O mănâncă. Estier? Atier? Cam pe aici. Ok, hai să vedem. Privirea de ansamblu, așa, după ce am făcut tier list-ul ăsta insane de 30 de minute. Hai să vedem. Deci, categoria D, n-am pus nimic la F, deși, sincer... Hai să nu avem ochelarii de nostalgie, hai să punem ca să avem la fiecare, știi? Ca să avem la fiecare, sincer. Era prea gol ăsta. Vreau să zic că, oh, uite că au fost primii killer, dar nu, lasă. Lăsăm așa. Deci, F tier avem Billy și The Trapper și Rafe, D Freddy și The Pig, C The Twins, Dead Slinger, Legion, Huntress, Sadako și Myers. La B avem Dr. Nurse, Blight, Cannibal, Nemesis, Demogorgon și Executionerul. Și la A, de aici. Deci, S-tier și A-tier înseamnă că sunt niște moriuri șmechere. Trickster, Clown, Dredge, The Plague, Artista și Spirit. Iar în S-tier avem 4 killer, nu mă așteptam la asta. Nu o să mai fac modificări, pentru că sincer, cum mi-a venit mie să le pun, așa le las. Nu mai fac modificări, să fie first reaction, cum ar veni. Și avem S-tier, Ghostface, Pinhead, Oni și The Hag. Bun, am terminat și tier list-ul ăsta, fraților, sper că v-a plăcut. Sunt foarte curios dacă aveți voi modificări de la lista asta, ce ați fi considerat voi că merita pus mai sus, ce mori nu v-a plăcut deloc și credeți că e prea sus, sau dacă, nu știu, clasamentul e puțin fact, aveți secțiunea de comentarii și discutăm acolo. Bun, cam asta a fost cu episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, nu uitați like, comment, share și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Și mă găsiți live zilnic cu Dead by Daylight. Pa, pa!